Bună, dragii mei! Bine ați venit pe canalul meu Cristina Gătește din Inimă. Aici veți putea găsi rețete ușoare de pregătit, foarte delicioase, ca la noi acasă. Salut! Bună la toată lumea! Astăzi împreună cu voi vreau să pregătesc un chec sau pierog sau chex. Mulți din voi mi-ați cerut să fac un chec ușor, ori cu vișnă, ori cu miere, ori ceva de genul. Eu am decis să fac cu fructe de pădure. Este un chec foarte, foarte delicios, pufos și repede se pregătește. Așa arată checul meu. Uitați-vă, jumate. Aici am tăie deja jumate. Uitați-vă cum arată. Și aici am felii. Am tăiat felii. Uitați-vă cum arată checul. Este foarte, foarte, foarte pufos. Uitați-vă, arăt ce pufoșenie. Vai. Uitați-vă ce este de pufos. Vedeți? Ia. Vedeți ce pufoșenie. Deci, dați împreună cu voi să-l pregătim. Vă doresc poftă bună. Pupici! Așa, deci pentru aluatul pirogului nostru vom avea nevoie de 400 de grame de făină, 300 de grame de zahăr, 150 de grame de lapte, nu mililitri, dar grame, 50 de grame de ulei de măslină, 3 ouă, un pic de sare, 2 linguri de esență de vanilie, 10 grame de praf de copt, 100 de grame de unt și 300 de fructe de pădure. La mine sunt înghețate, așa că dați mai întâi de toate să pregătim aluatul. Așa, deci luăm un bol. În bol adăugăm zahărul. Așa. Adăugăm untul. Așa. Adăugăm sarea. Adăugăm esența de vanilie. Și adăugăm uleiul. Toate acestea le batem bine cu mixerul. Mai departe adăugăm ouăle și batem mai departe. Așa, am bătut într-o spumă. Acum adăugăm laptele și batem. Așa, mai departe, adăugăm praful de copt peste făină, făina să fie cernută și cu mici porții adăugăm în compoziția lichidă și încorporăm. Uite aici, compoziția lichidă. Așa. Și începem să adăugăm. Așa, încorporăm. Iaca, aluatul nostru este gata, așa trebuie să primească, nici subțire tare, nici gros. Acum adăugăm și încorporăm. Așa, eu voi lua o formă pătrată, o voi unge cu unt. Așa, acum peste ceamunsul punem grâș, așa, și începem să tapetăm. O tapetăm cu grâș ca ea să nu se lipească. Ia că așa. Am tapetat-o. Tot ok. Acum turnăm aluatul. Încă așa. Întindem tot suprafața. Așa. Așa, dăm pirogul nostru la temperatura 165 de grade, sus și jos.
și până ce se ruminește bine. După asta revin. Așa, dragii mei, checul meu este gata. Eu l-am întors cu talpa în sus, da? Cu fundul în sus. L-am decorat cu ciocolată topită și cu fructe de pădure. Așa arată checul. Este foarte, foarte moale. Acum îl vom tăia și îl vom servi. Vă doresc poftă bună și numai bine. Pa, pa!